Marcajele trasate pe Bulevardul Unirii între centru și Calea Eroilor nu pot fi încă respectate din cauza mașinilor parcate pe lateralele străzii. Ba mai mult, culoarul construit special pentru transportul în comun a devenit la rândul lui parcare publică fără plată. Într-o primă etapă, pentru că noi avem obligația conform avizului Poliției Rutiere de a asigura două benzi pe fiecare sens pe Bulevardul Unirii pentru traficul auto, cetățenii riverani au recurs la această metodă de a-și parca autoturismele pe mijlocul șoselei, dat fiind că deocamdată banda unică de transport nu este funcțională și nu a fost implementată, ca să-i spun așa, până când nu vom avea și nou sistem de semaforizare. Viceprimarul Apostu crede că marcajele sunt totuși necesare pentru ca șoferii să se poată orienta mai bine în trafic și să poată evita evenimentele rutiere în care să fie implicați pietoni sau alte mijloace de deplasare. Era necesară refacerea acestor marcaje, în principal în zona trecerilor de pietoni, pentru că exista riscul unor accidente, având în vedere că acele marcaje au fost desființate și odată înlocuite și semafoarele vechi, era foarte riscant pentru pietoni să traverseze Bulevardul Unirii. După ce municipalitatea va recepționa Bulevardul Unirii, se va putea circula normal cu câte două benzi pe sens separate de culoarul pentru autobuze, iar fluxul rutier va fi mai rapid și mai lejer odată cu dispariția mașinilor parcate.